Valerius Gonea, candidatul Uniunii Social-Liberale pentru Camera Deputaților în Colegiul 9, Segarcea, Valea Dunării, s-a întâlnit cu alegătorii din comuna Urzicuța. Deputatul le-a prezentat strategiile din programul de guvernare al USL și a discutat despre problemele cu care se confruntă localnicii. Locuitorii comunei spun că își doresc dreptate și un trai mai bun, motiv pentru care au încredere în USL și în Valerius Gonea, care îi reprezintă în Parlamentul României. Uitați-vă că în 2005... un băiat a spus că să trăiți bine și a păcălit pe foarte mult din România. În 2008, în 2009, iar e păcălit. Nu aici, în zona noastră, dar în alte părți. Uitați-vă că în ultimii 3 ani și jumătate românii au sărăcit mai mult decât au sărăcit în ultimii 20 ani. Săracul a devenit mai sărac, iar bogatul mai bogat. Pentru oricine trece astăzi prin Urzicuța, este limpede că viața comunității s-a schimbat mult în ultimii ani. Străzi modernizate, sistem de alimentare cu apă, dispensarul medical și școlile au fost reabilitate, proiecte în derulare. Acesta este tabloul comunei de astăzi. S-a realizat studiul de fezabilitate pentru sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate. Alte proiecte vizează asfaltarea străzilor principale pe o lungime de 8 km și construirea unui centru after school. Primarul comunei Urzicuța, Florea Grigorescu, unul dintre cei mai apreciați primari ai Olteniei, spune că deputatul Valerius Gonea a fost mereu alături de oamenii din această zonă și a luptat pentru ei. Este singurul deputat care se gândește cu adevărat și la oamenii ce trudesc din greu în agricultură, a declarat primarul Florea Grigorescu. USL are un program național pentru agricultură, pentru sectorul legume-fructe, urmând a fi construite microfabrici locale de procesare și depozite cu o capacitate de 500 de tone fiecare, finanțate prin PNDR și ajutoare de stat, susține Valerius Gonea. De asemenea, programul USL prevede reducerea TVA la produsele agricole de la 24% la 9%. Dorința mea este să facem locul de muncă în România. Și a mea și a domnului Joană și a domnului primar, care mă știe de când era copil. Adevărat, mă știe de când am intrat în acest partid. Și îi mulțumesc pentru sprijinul care l-a făcut. Eu sunt, dacă vreți un exemplu, că un om care pleacă de jos poate să ajungă ceva în viață. Eu am fost muncitor necalificat, m-am calificat, am făcut facultatea la Seral, am mai urcat, am mai coborât, am fost ceferist, am început consilier local, după aia am ajuns deputat, acum se președintele Camerei. În ultimii 4 ani, deputatul Valerius Gonea s-a implicat direct și constant în viața comunităților din Colegiul Segarcea Valea Dunării și s-a bătut ca proiectele locale să primească sprijin financiar. Drept mărturie stau și numeroasele investiții inițiate de administrația locală și realizate cu sprijinul lui Valerius Gonea.